Steaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți... Bună dimineața, oameni buni, bine ați venit la cafeaua noastră. Mai sunt 20 de zile și vine termenul numit alegeri locale. Se vorbește foarte mult despre ele. Se vorbește acum un pic la fel de mult și despre începerea anului școlar. Așa că astea sunt temele, campania și anul școlar. Anul școlar și campania într-o ordine pe care fiecare dumneavoastră puteți să o alegeți. Astăzi avem în studio doi oameni importanți din Partidul Mișcarea Populară. Domnul Dragoș Chitic, care în acest moment este și primarul municipiului Piatra Neamț. Bună dimineața, bine ați venit în emisiune. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Iar alături de domnia sa îl avem invitat pe domnul Cristian Sauciuc, care este candidat pentru Consiliul Local, el fiind unul dintre oamenii care la un moment dat era pregătit pentru candidatură la președinția Consiliului Județean. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumim frumos pentru invitație, domnul Bălănescu. Domnilor, eu zic să începem cu evenimentul care s-a petrecut la nivelul organizației dumneavoastră sâmbătă, odată cu vizita domnului Eugen Tomac. Da. Dacă nu aveți nimic împotrivă și mesajele pe care le-a adus, ce s-a întâmplat, în ce măsură această vizită este benefică pentru campania fiecăruia dintre dumneavoastră. A fost o vizită importantă pentru organizația PMP Neamț, doi colegi din conducerea de la vârf a partidului, Eugen Tomac, președintele PMP, și Ioana Constantin, secretar general adjunct al Partidului Mișcarea Populară. Au fost prezent sâmbătă la Piatra Neamț pentru câteva ore. Am apreciat faptul că au reușit să ajungă la Piatra Neamț, mai ales că ambii sunt prinși în această campanie electorală și au un program foarte încărcat. Mai mult decât atât, Ioana este și candidatul Partidului Mișcarea Populară la primăria sectorului 1 a municipiului București și duce o bătălie puternică acolo, un sector important și care ne-am dorit foarte mult să îl câștigăm cu Ioana. A fost un mesaj de mobilizare, am avut și o prezentare a candidaților la funcțiile de primar din localitățile județului Neamț. Am avut și o conferință de presă și o deplasare pietonală, întâlnire cu oamenii din Piatra Neamț, o reacție pozitivă din partea cetățenilor la vederea acestei echipe și o reacție chiar apreciată de Ioana Constantin. Chiar mi-a plăcut, spunea dumneai, că sunt puține locuri în țară în care primarul, viceprimarul merg pe stradă și sunt primiți cu simpatie de cetățeni. Asta este un lucru bun dacă ei s-au simțit bine. Ce a însemnat totuși această vizită pentru organizație? A însemnat un imbold și am văzut pe cei prezenți acolo că au plecat mulțumiți de această întâlnire și mai determinați decât erau înainte să lupte pentru a câștiga acolo unde candidează fiecare dintre ei, pentru că mesajul dat și de Eugen Tomac și de Ioana Constantin că Neamțul poate ajunge pe primul loc în privința rezultatelor după alegerile din 27 septembrie este chiar un mesaj mobilizator și care se bazează pe argumente concrete. Putem aici la Neamț să obținem cel mai bun scor dintre toate județele țării în privința rezultatului Partidului Mișcarea Populară. Da, asta și datorită faptului că în acest moment, într-adevăr, în campanie sunt primarul și viceprimarul municipiului, plus faptul că organizația din Neamț a avut rezultate în funcție de modul în care era perioada respectivă. Acum să vedem dacă rezultatele vor fi depășite sau nu. Ce a însemnat vizita pentru un candidat la Consiliul Local? A fost, în primul rând, nu numai pentru mine, pentru toți colegii mei, a fost un mesaj de încredere din partea președintelui Partidului Eugen Tomac și a doamnei secretar Ioana Constantin. Toți colegii mei o să plece de astăzi cu mai multă forță la
luptă. Au fost foarte bucuroși că i-au văzut. E important pentru noi, domnul președinte și Ioana, tot timpul la toate alegerile au fost lângă noi. Într-adevăr, sunt toată lumea prin toată țara evrea. Aleargă foarte mult, dar asta e în campanie. A unit grupul și a dat către mesajul către cei care au fost candidații noștri la primărie și candidații la Consiliul Județean, Consiliul Local, mesajul de grup puternic. Da. Domnul primar, domnul candidat la funcția de primar, haideți să vorbim un pic despre programul pe care îl propuneți, poate un pic abordat altfel decât până acum. Știu că tot am vorbit despre proiecte europene, despre dezvoltare. Haideți să vedem în ce măsură acest program are niște deadline-uri și la ce trebuie să ne așteptăm în perioada următoare. Da, este un program realist și foarte clar. Poate că asta este și diferența dintre mine, în calitatea mea de candidat la primar și echipa PMP și ceilalți candidați, respectiv echipele pe care le au în spate. Pentru că pornește de la realitățile orașului și de la ceea ce este posibil să realizăm în perioada următoare din fonduri atrase, nerambursabile, în principal europene. Și aici, lucrurile stau în felul următor. Vom continua elementul esențial, dialogul cu cetățenii, implicarea cetățenilor în luarea deciziilor și transparentizarea activității primăriei Piatra Neamț. Reamintesc faptul că noi avem inclusiv un proiect pentru digitalizarea primăriei care a obținut finanțare și va fi implementat în perioada imediat următoare. O a doua componentă este întreținerea orașului. Vrem să creștem constant calitatea serviciilor în privința întreținerii orașului și aici mă refer la întreținerea străzilor, aleilor pietonale, mobilierului stradal, salubrizarea, iluminatul public și toate celelalte componente. Cel mai important element este dezvoltarea orașului, această componentă la care eu țin foarte mult pentru că este componenta esențială pentru o localitate. Ce va urma în perioada următoare va fi o dezvoltare accelerată a municipiului Piatra Neamț pentru că am reușit în ultimii doi ani să concepem și să obținem aprobarea semnând contractele de finanțare pentru cele 26, astăzi când vorbim, 26 de proiecte europene în valoare de 53,46 milioane de euro. Aceste proiecte sunt în curs, sunt în implementare deja pentru că sunt în proceduri de achiziție pentru proiectare și execuție. Altele au deja contractele semnate. La altele urmează să semnăm contractele pentru proiectare și execuție și, practic, din primăvara anului viitor, orașul Piatra Neamț va fi un șantier în adevăratul sens și în sensul bun al cuvântului, pentru că cele 26 de proiecte se vor vedea fizic pe teren începute. De ce spun o dezvoltare accelerată? Pentru că, iată, investim din bani europeni nerambursabil 53,5 milioane de euro, și sunt proiecte majore pentru municipiul Piatra Neamț, în infrastructura rutieră, în componenta de Smart City, în autobuze electrice, în reabilitarea cinematografului Cozla, în reabilitarea unităților școlare din Piatra Neamț și nu ne oprim aici pentru că mai avem încă 8 proiecte europene depuse la evaluare care probabil că urmează să fie aprobate în perioada imediat următoare. Care ar fi primele care intră în lucru? Păi deja sunt licitate proiectele de modernizare a străzilor și avem contractul de proiectare semnat și vreau ca pietrenii să știe că sunt 3 coridoare de transport importante din Piatra Neamț care vor intra în reconfigurare, modernizare. Vorbim despre Bulevardul Traian, Piața Mihail Cogălnicianu, Bulevardul Decebal, aș spune inima rutieră a municipiului Piatra Neamț. Vorbim despre un tronson din actuala centură a orașului, strada Dimitri Leonida, Bulevardul 9 Mai și strada Mihai Viteazu. Este semnat deja contractul pentru unul dintre cele două proiecte prin care vom moderniza iluminatul public din Piatra Neamț. Acum se realizează proiectarea, cel mai probabil undeva la sfârșitul anului, pentru că aici chiar nu suntem dependenți de iarnă,
va începe înlocuirea sistemului de iluminat public. Și fiecare dintre aceste proiecte se află într-un anumit stadiu, practic venind și sezonul rece, cele care necesită lucrări de construcții vor fi demarate în primăvara anului viitor, când, așa cum spuneam, și o să vedeți, orașul Piatra Neamț va fi un șantier, în sensul bun al cuvântului, pentru că sunt investiții importante care vor crea locuri de muncă, vor duce la creșterea gradului de confort a pietrenilor și vor dezvolta orașul Piatra Neamț într-un ritm accelerat. Da, domnul Saucioc, domnul primar, spunea despre creșterea servicii, calității serviciilor. Cred că sunteți în măsură să ne vorbiți un pic despre cum se poate face creșterea acestor, calității acestor servicii, eventual ca în același preț să ai servicii mai bune, pentru că răspundeți practic de una dintre societățile Consiliului Local Salubritas. Da, eu am avut niște discuții și cu domnul primar și cu domnul viceprimar Bogdan Gavrilescu. Trebuie să ne îndreptăm către salubrizarea mecanizată. Asta unul la mână. Doi la mână ar însemna mai mulți bani, pentru că în momentul de față, datorită faptului că primăria a stat cum a stat din punct de vedere financiar, nu am putut să ne dublăm sau să mărim numărul de angajați. Astăzi Salubritas lucrează cu 35 de angajați pe tot domeniul public în Piatra Neamț. Din punctul meu de vedere sunt puțini oameni, îi împărțim cum putem, dar chiar cu acești angajați, dacă facem mecanizat, lucrurile s-ar vedea mult mai bine. Da, aici aș vrea să intervin și eu puțin și să știți că societățile Consiliului Local care derulează activități în zona serviciilor publice chiar sunt de apreciat pentru faptul că au lucrat cu bugete destul de reduse. Și vă spun, dacă faceți o comparație cu localități similare ca și număr de locuitori sau suprafață cu municipiul Piatra Neamț, veți vedea o diferență enormă între banii plătiți de municipiul Piatra Neamț pentru salubrizare, pentru întreținerea străzilor și banii plătiți de alte localități. Nu o să dăm exemple ca la București, când numai licitația pentru panseluțe era cât bugetul municipiului Piatra Neamț într-un sector. Nu ne putem compara. Într-un sector din București, valoarea pentru panseluțe era cât întreg bugetul municipiului Piatra Neamț. Dar ei au înțeles că primăria Piatra Neamț are o dificultate financiară, că trebuie să punem umărul cu toții să rezolvăm această problemă financiară și iată că suntem pe un drum bun, în sensul că ne creștem an de an bugetele pe care le alocăm serviciilor publice și implicit calitatea serviciilor oferite pietrenilor. Chiar discutam cu domnul director Cristian Saucioc despre faptul că vor achiziționa un nou utilaj pentru salubrizare stradală mecanizată. Iată că aceste investiții duc la creșterea calității serviciilor oferite în domeniile pe care primăria le asigură ca și servicii publice. În momentul în care vor începe aceste lucrări pe axele principale de transport din municipiu, celelalte instituții care au utilități în zonă vor interveni și ele sau cum va funcționa? Da, e o întrebare foarte bună, pentru că noi am transmis tuturor faptul că există aceste proiecte și i-am rugat să-și verifice rețelele de utilități pe care le au în zonă pentru a corela investițiile. Iată că, după cum vedeți, deja cei de la gaz modernizează rețeaua de gaz pe anumite tronsoane din oraș, au luat în calcul și un anumit tronson de pe Bulevardul Traian, chiar zilele acestea au lucrat. Mi-aș dori foarte mult, pentru că aici este subiectul cel mai important, ca societatea APA-SERV să-și facă o analiză foarte clară a rețelelor care le au pe aceste bulevarde pentru a interveni, pentru că după aceea nu va mai fi posibil. Practic, de regulă, 5 ani după încheierea proiectului, nu mai e voie să intervii pe acea stradă. Să nu ne trezim din nou cu situația de pe Petru Movilă, țineți minte, când nu s-a putut interveni pentru că era acolo un proiect în garanție. Așa este. Și dacă, nu știu, adică n-ar trebui să intre în discuție să nu se refacă și partea de... Nu este târziu să se facă această corelație, pentru că, practic, implementarea acestor proiecte este pe parcursul a 2 ani, 2021,
maxim 2022, ele trebuie finalizate și implementate. Deci companiile care dețin rețele de utilități pe acele tronsoane au timpul necesar să vină, să corelăm în momentul în care noi deja săpăm acolo să-și rezolve problemele pe care le-au și eu sper să le facă și mai mult decât atât. Îmi doresc eu foarte mult ca după alegerile astea să fie o bună colaborare sau o colaborare, că până acum n-a fost aproape deloc, între Primăria Petreanu și Consiliul Județean pe acest subiect. Pentru că, iată, Compania de Apă este o societate a Consiliului Județean și atunci e nevoie de această colaborare pentru ca să corelăm investiția noastră cu planurile de investiții pe care le are societatea Apaser. Proiectantul, eu acum vă întreb pentru că este de real interes subiectul. S-a luat în calcul inclusiv renunțarea la o parte din Căblăraia care este pe sus, peste tot și să ajungem și noi într-o zonă civilizată în care, de exemplu, cablu, care acela pentru internet sau astea, să fie îngropate? Eu reamintesc că în urmă cu 2 ani, cred, noi am scos la licitație serviciul de canalizație și e o firmă câștigătoare cu care suntem în dialog pentru a-și realiza această investiție pe bulevardele pe care noi intervenim cu modernizarea în paralel cu investiția noastră. Și atunci, pentru cablurile de joasă tensiune, cele de care vorbeați, se va realiza acest lucru. Rămâne să vedem ce se întâmplă cu cablurile de curent electric și... De unul scăpați ăla cu troleibuzul, am înțeles că scăpați. Da. Deci de unul scăpați pentru că așa e politica. Da. Sper să vină cât mai curând cele 41 de autobuze electrice și atunci avem transport ecologic la Piatra Neamț modern. Vorbeați despre o bună colaborare cu viitorul Consiliu Județean. Toată lumea se întreabă și eu primesc aici dacă în acest moment PMP-ul are vreo înțelegere cu vreun partid de colaborare pentru perioada următoare. Adică e clar că veți fi parteneri de discuție. Vom fi parteneri de discuție cu toate partidele politice după alegeri. Nu există în acest moment nicio înțelegere cu niciun partid politic. Eu am mai afirmat lucrul acesta. Noi suntem un partid de dreapta și este clar că negocierile vor fi duse în această direcție a partidelor de dreapta pentru a realiza alianțe atât în Consiliul Local cât și în Consiliul Județean. Este prima opțiune pentru noi și eu sper să se realizeze după 27 septembrie. Deci este prima opțiune, dar nu neglijați nicio altă opțiune. Nu neglijez nicio opțiune și vă spun de ce. Urmează, după alegerile parlamentare din această toamnă, 4 ani fără alegeri, ceea ce este foarte bine. Și atunci, propunerea mea pentru toate forțele politice de aici, din Piatra Neamț și din Neamț, este să ne dezbrăcăm de haina politică și 4 ani să dezvoltăm municipiul Piatra Neamț, județul Neamț și toate localitățile componente. Da. Haideți să vorbim un pic de la nivelul pe care dumneavoastră îl ocupați, de la poziția pe care o ocupați primar, candidat la primărie, sunteți împreună cu un consilier, despre ce înseamnă o dezvoltare la nivel metropolitan. Pentru că eu consider și cred că nu mai putem vorbi despre o candidatură la Piatra Neamț fără să fac proiecte și planuri care să țină cont pe următorii 4 ani, 10 ani, 20 de ani de faptul că suntem lipiți aproape de Dumbrava, suntem lipiți de Alexandru cel Bun, lucrurile sunt în expansiune, vrem, nu vrem, terenuri multe nu sunt și dezvoltarea se va produce și mai devreme sau mai târziu ori se va ajunge la o înglobare a acestor primării și nu numai a lor, sau la o structură elastică de conducere. Eu când am vorbit prima dată de zona metropolitană, unii cetățeni sau mai ales unii primari din comunele de pe lângă Piatra Neamț s-au uitat așa puțin neîncrezători pentru că nu înțelegeau ce se întâmplă, credeau că ei vor dispărea ca și primării, că își pierd funcțiile, chestiuni de genul ăsta. Și în toate întâlnirile pe care le-am avut le-am spus foarte clar, o zonă metropolitană în primul rând nu are culoare politică. O zonă metropolitană înseamnă că fiecare localitate membră are propria administrație locală
Și fiecare localitate componentă trebuie să beneficieze de avantajele zonelor metropolitane. Nu le-am inventat noi, ele funcționează foarte bine în țările dezvoltate din Uniunea Europeană, mai ales din vestul Europei, și vrem ca acele modele de succes să fie implementate și aici. Pentru că nu pot rămâne municipiile importante și orașele importante oaze de dezvoltare în regiuni în care localitățile învecinate sunt mult mai puțin dezvoltate. Eu am fost într-o comună cu ocazia unor alegeri și chiar spuneam că iată că se află la o aruncătură de Băzi de Piatra Neamț, dar diferența este enormă de dezvoltare între comuna respectivă și municipiul Piatra Neamț. Asta vrem să facem. Vrem să aducem bunăstare pentru întreaga regiune, însemnând zona metropolitană, și conform legislației se poate merge până la o distanță de 30 de kilometri față de municipiul de reședință de județ, ceea ce înseamnă că area sau perimetrul pe care îl acoperim este foarte, foarte mare, până la Bicaz, până la Costișa, până la Bălțătești sau până la Războieni ne putem duce, respectiv Bârgăoani cu zona metropolitană. Suntem 7 membri fondatori în acest moment. Am simțit și o reținere politică din partea unor primari. Practic n-au venit ca să au considerat ei că poate îmi creează mie un avantaj ca inițiator acestui proiect. Dar sunt convins că după aceste alegeri locale, multe localități vor adera la zona metropolitană, pentru că a rămas portița deschisă. Oricine poate să se înscrie în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Piatra Neamț. Ce vrem să facem, de fapt? Vrem să accesăm fonduri, pentru că, așa cum am văzut discuțiile lansate legat de următorul exercițiu financiar al Uniunii Europene, începând cu anul 2021, vor fi axe dedicate de finanțare nerambursabilă zonelor metropolitane. Și atunci este păcat să nu fi avut această asociere care să poată să atragă bani nerambursabil de la Uniunea Europeană. Mai mult, sunt țări în care guvernele alocă resurse dedicate zonelor metropolitane și vrem să facem acest lucru. Pentru că trebuie să avem un transport public pe zona metropolitană, trebuie să avem servicii publice la aceeași calitate pe toată zona metropolitană, dezvoltare turistică pe toată zona metropolitană și, la urmă urmei, bunăstare și confort pentru fiecare cetățean din localitățile componente. Altfel gândești dezvoltarea dacă gândești la nivelul acesta. Dar, și vă dau un singur exemplu, proiectul acela cu autobuzele, da? Deci proiectul, din câte știu eu, și vă rog să mă contraziceți, autobuzele pot circula doar pe raza municipiului în momentul ăsta. Așa este. Asta a fost o condiție de finanțare. Deci o condiție de finanțare, ceea ce deja îți pune o problemă. Da, iată, Piatra Neamț va fi rezolvat, va avea 41 de autobuze electrice, dar ce facem cu localitățile învecinate? Adică, ce facem că sediul troleibuzului este practic în Dumbrava, hai să spunem, s-au făcut o ajustare acolo de stradă ca să intre în proiect. Dar practic este în Dumbrava, ce fac? Nu mai merg 2 km? De asta va fi important să accesăm fonduri pe zona metropolitană, pentru că nu mai apar aceste restricții. Ceea ce spuneți de condiția de finanțare ca autobuzele să circule doar pe raza municipiului Piatra Neamț a fost impusă de Uniunea Europeană, pentru că așa au considerat, autobuzele sunt pentru municipiile mari, municipiile reședință de județ, dar pe zona metropolitană condiția va fi că autobuzele pot să circule în interiorul zonei metropolitane și atunci rezolvăm problema transportului ecologic și a unui transport de calitate, iată, pe o rază de 30 de kilometri de Piatra Neamț. Da, eu vă invit pe ambii să-mi răspundeți la o întrebare. Care sunt problemele cu care se confruntă municipiul Piatra Neamț pe zone și care sunt soluțiile cu care veniți dumneavoastră ca membri ai Partidului Mișcarea Populară, candidatul la primar, consilier, care sunt soluțiile pentru respectivele zone? Și puteți începe cu orice zonă doriți. Da, aici am putea merge pe două componente, să zicem zone geografice sau zone din sfera anumitor servicii. Dar am să încep eu să răspund cu permisiunea lui Cristi. Noi, când am pornit la acest drum,
am pornit conștienți de faptul că eficiența maximă în administrație se poate obține doar lucrând în echipă. Niciodată un singur om nu va putea să obțină eficiență maximă pe proiectele pe care și le-a propus. De aceea, în echipa PMP Piatra Neamț sunt oameni care activează în diverse domenii de activitate și sunt specialiști pe diverse domenii. Avem și ingineri, avem și economiști, avem și juriști, avem și specialiști în administrație, avem oameni cu experiență în administrație și oameni care vin cu acest elan tineresc și cu dorința de a face. Și de aceea eu sunt convins de faptul că această echipă va fi capabilă să pună în practică proiectele de care orașul Piatra Neamț are nevoie. Nu m-aș duce neapărat pe zone geografice, pentru că am ocupat foarte mult timp, sau pe cartiere, pentru că fiecare cartier are uneori câte o problemă specifică. Dar eu m-aș duce pe câteva servicii foarte importante care trebuie rezolvate în perioada următoare. Și mă refer la acele servicii publice care, din păcate, nu sunt în subordinea primăriei Piatra Neamț, ci sunt în subordinea Consiliului Județean. Serviciul de apă și canalizare este un serviciu oferit de o companie a Consiliului Județean și este un serviciu de slabă calitate și la un tarif destul de mare. Serviciul de transport public, la fel, este un serviciu oferit de o companie a Consiliului Județean, Troleibuzul. Eu nu sunt mulțumit de ceea ce se întâmplă, nu suntem consultați atunci când se fac programele de transport, se iau decizii fără ca să noi să fim întrebați. La fel, mi se pare că tariful pe kilometru real pe care îl consumă societatea Troleibuz este exagerat de mare și atunci așa compensație între diferența prețului real pe bilet și prețul plătit de cetățean este destul de mare. Iarăși, serviciile spitalicești din cadrul Spitalului Județean sunt medici de foarte bună calitate aici la Piatra Neamț, dar trebuie ca instituția care coordonează acest spital să schimbe managementul și lucrurile să arate mai bine. Dacă ne ducem pe fiecare cartier în parte, sunt clar probleme specifice. Au fost și până acum, o parte dintre ele s-au rezolvat, o parte vor trebui rezolvat. Iată că am reușit, după zeci de ani, să fie asfaltată o stradă, strada Bâtca Doamnei, și au scăpat oamenii de acolo de a merge prin noroi și prin praf. Iată că am reușit să asfaltăm foarte multe străzi, să le modernizăm din zona periferică a municipiului Piatra Neamț. Chiar făceam o situație săptămâna trecută, la preluarea mandatului de primar, din cei 163 de kilometri de străzi ai orașului Piatra Neamț, mai erau de asfaltat atunci peste 30 de kilometri, astăzi mai vorbim doar despre 6,9 kilometri. Deci, într-un an, un an și jumătate, putem să atingem obiectivul propus, Piatra Neamț, un oraș cu toate străzile modernizate. Cristi? Da, mulțumesc. Vis-a-vis de problemele care sunt în cartiere, că despre asta vorbim în orașul Piatra Neamț, noi aveam, de-a lungul timpului, ne întâlneam cu cetățenii și ne strângeam. Și în pre-campanie și înainte, strângeam pe fiecare cartier problemele și astfel ne făceam, practic, programul de guvernare locală. Mici probleme sunt, într-adevăr, în fiecare din cartierele orașului Piatra Neamț, dar sunt rezolvabile. Nu e nimic care, din punctul meu de vedere, cu echipa pe care o avem astăzi în PMP Piatra Neamț, să nu poată fi rezolvat. Eu cred că orice cetățean poate să-și spună problemele și dacă sunt, într-adevăr, de bun augur, putem să rezolvăm nu numai o problemă a unui cetățean, trebuie rezolvate problemele care atacă mai mulți cetățeni. Mai trebuie, într-adevăr, la trotuare mai trebuie lucrat, dar sunt probleme rezolvabile încă o dată. Curățenie, acum am discutat la început, eu sper să sfârșitul anului 2021 să ne prindă un oraș cu altă față, cu echipajul altul de echipa PMP. Domnul primar, sunt câteva lucruri care revin aproape în toate programele a tuturor candidaților. E normal să fie. Asta cu serviciile, eu am o fobie deja cu COSLA. Dumneavoastră, ce vă propuneți pe COSLA? Da, aici ne ducem. Deci, pe lângă cele 26 de proiecte europene cu contracte de finanțare semnate în acest moment, noi deja pregătim strategia pentru exercițiul financiar următor al Uniunii Europene 2021 până în 2027. Pentru că
bugetele locale și în general în localitățile de România, poate cu unele mici excepții, orașele foarte mari, cum sunt Oradea, Cluj-Napoca, Timișoara, nu permit investiții majore. Investițiile majore în comunitățile locale se fac din fonduri atrase. Și pe noi asta ne interesează, mai ales că la Piatra Neamț, știți foarte bine, problema creditelor din 2005-2007 afectează foarte tare bugetul și acum. Unul din cele 5 proiecte majore pregătite pentru următorul exercițiu financiar, care începe chiar de anul următor, este dezvoltarea infrastructurii turistice pe masivul Cozlă. Acolo știți că s-au tot realizat investiții într-o anumită perioadă a orașului, din păcate unele mai eficiente, altele mai puțin eficiente. Iată că iarna este cum este acum în zona noastră și pârtia de schi. Vreau să vă întreb care sunt cele eficiente, dar m-am oprit. Să știți că telegondola astăzi e o investiție care operațional, deci la sfârșitul unui an, produce profit, pentru că este altfel manageriată decât în trecut. Eu cred în potențialul turistic al municipiului Piatra Neamț și cred în potențialul turistic acestei zone de pe Cozlă. De asta va trebui să concentrăm investiții din fonduri nerambursate de la acolo pentru a crește atractivitatea zonei respective în perioada următoare și, practic, tot ce înseamnă aceste investiții care s-au făcut până acum pot fi puse mult mai bine în valoare și pot să-și arate utilitatea. Da. Eu deja încep să văd așa Cozla, un mare sanatoriu, un mare complex spa, o tiroliană imensă, o pădure luminată cu băncuțe, cu jocuri, așa. Până la urmă mi-e frică să nu se supere Cozla, să o ia la vale. Da. Pentru că în momentul acesta este o problemă de acest gen în zonă și cred că înainte de orice ar trebui pornită discuția pe Cozla în privința stabilizării locurilor acelea unde sunt probleme de acest gen. Cei care circulă pe acolo, care se plimbă de fapt pe acolo, a observat că aproape în fiecare an s-a făcut câte ceva în zona consolidării masivului Cozla. Eu personal nu cred că este o problemă majoră, dar e adevărat, sunt lucruri care trebuie îmbunătățite în această privință a stabilizării masivului Cozla. Următorul proiect pe care noi îl avem și este deja bugetat o parte dintre el, este rezolvarea drumului și mă interesează în principal tronsonul de drum de la punctul Belvedere până la Gospodina, pentru că practic până acolo ar trebui să circule mașinile. De ce nu l-am modernizat și l-am doar întreținut în această perioadă? Pentru că specialiștii ne-au spus că trebuie realizată o consolidare acolo și suntem în stadiu în care avem un proiect făcut. Suntem în stadiu de obținere a vizelor, vom organiza, eu sper, în perioada imediat următoare, licitația pentru execuție și dacă nu mai reușim în toamna aceasta, sigur, în primăvara anului viitor va fi prioritate consolidarea acelui tronson de drum și modernizarea respectivului tronson de drum. După care va trebui să urcăm pe munte, la fel, încă două tronsoane cu lucrări de consolidare și modernizare, dar, repet, eu cred că trebuie interzis total accesul mașinilor de la platoul, de la Gospodina, doar mașinile de intervenție să aibă acces până sus sau la baza pârtii și aprovizionare când este caz. Restul trebuie să fie o zonă pietonală, este o zonă de promenadă și eu mă obișnuiesc să merg pe acolo, sunt sute de pietreni în fiecare weekend care practică drumeție acolo pe Cozlă. Da, domnul primar, eu fac o trecere spre partea a doua a cafelei, am discutat despre deschiderea anului școlar și vă rog să ne spuneți care sunt în acest moment problemele din punctul de vedere al administrației locale, chiar dacă nu este electoral, dar este de mare interes lucrul acesta, cum se pregătește noul an școlar și dacă în acest moment există o colaborare, o discuție între directorii de școli, inspectorat, instituțiile care trebuie să pregătească.
Da, e o întrebare pe care mi-o doream, pentru că este pentru mine prioritate zero în acest moment deschiderea anului școlar. Se pare că deschiderea va fi pe 14 septembrie, se pare, nu știm foarte sigur. Eu mi-aș exprima o nemulțumire față de întârzierea în apariția unor norme de funcționare a școlilor în acest an școlar. O întârziere nepermisă în ceea ce s-a promis în privința furnizării unor tablete gratuite pentru elevi și oarecare bâlbâială pe acest subiect. Dar n-aș vrea ca părinții să intre în panică, cel puțin la Piatra Neamț. Vreau să îi asigur de faptul că depunem toate eforturile pentru ca școlile din Piatra Neamț să se deschidă în condiții de siguranță. Eu voi da chiar astăzi un comunicat public pe acest subiect, pentru că sunt elemente concrete care s-au făcut în ultima perioadă și lansez și aici acest apel către toți factorii implicați în deschiderea anului școlar în condiții de siguranță să lase deoparte orice altă preocupare, mai ales acea preocupare electorală, și să concentreze pe asigurarea condițiilor optime pentru funcționarea școlilor începând cu 14 septembrie. Sunt două componente importante. Undeva la începutul lunii august, noi am contactat toți directorii de școli și le-am cerut un necesar financiar, pentru că aici putem noi interveni, pentru a-și implementa condițiile de siguranță sanitară în școli. A fost atunci o sumă de bani pe care am alocat-o în ședința de consiliu local din luna august. După ce au apărut acele norme, eu nu vă ascund faptul că o parte dintre directorii de școli au cam intrat în panică, pentru că nu înțelegeau foarte bine ce se dorește acolo. Și atunci, din nou am intervenit, am luat contact cu fiecare școală în parte și le-am cerut, pentru implementarea condițiilor din acele norme, spuneți-ne care sunt suplimentările de bani necesare pentru a le realiza. Și avem deja o situație comunicată chiar vineri, cu sumele de bani suplimentare pe care și le doresc pentru a implementa normele respective. Astăzi, la ora 12, avem o ședință extraordinară a Consiliului Local. Pe ordinea de zi este și o rectificare bugetară și voi face un amendament, pentru că atunci când s-a făcut proiectul nu știam exact suma, în care vom suplimenta sumele de bani pentru fiecare școală în parte, astfel încât să aibă condițiile asigurate. Pentru ce v-au cerut? În principal pentru materiale de protecție, dezinfectanți, dozatoare cu dezinfectant, sunt acele, unii și-au dorit chiar suplimentarea numărului de bănci pentru a realiza distanțarea, alții își vor monta acel suport de plexiglas pentru protecție sanitară. Sunt tot felul de investiții pe care și le doresc. Evident că bugetele locale, la acest moment, suntem în luna septembrie, nu mai pot fi foarte mult suplimentate sau nu mai pot fi făcute rectificări, pentru că mai sunt, e adevărat, 4 luni aproape până la încheierea anului, dar sunt angajamente bugetare făcute pentru întreg bugetul anual la acest moment. Numai o rezervă de bani care s-o muți dintr-o parte în alta. Adică, eu sper că înțeleg cei care mă ascultă, nu sunt toți banii cheltuiți până la finalul anului, dar sunt angajați toți banii din bugetul anual până la sfârșitul acestui an. Ei sunt, hai să-i spunem așa, ținuți, că nu-i corect spus ținuți, pentru salarii, alte servicii, da. Sunt proiecte în derulare. Poți renunța la un proiect eventual, dar asta are implicații. Angajamentele deja făcute sunt mai greu de renunțat la ele, numai cum. De asta spun că întreg bugetul anual pentru anul 2020 este deja angajat ca și cheltuială și atunci nu prea mai ai de unde să faci rectificări ca să suplimentezi la școală. Cu toate aceste lucruri, am încercat să găsim soluții și am mai renunțat la anumite chestiuni care le propusesem noi să le facem anul ăsta, dar am zis că poate nu sunt atât de importante, le putem muta pentru anul viitor, pentru că totuși deschiderea școlilor trebuie să fie prioritatea zero pentru fiecare dintre factorii implicați. Trebuie să avem elevi în condiții de siguranță la școală și cadre didactice la fel în condiții de siguranță la școală. Din informațiile pe care le aveți, credeți că vom avea școală în perioada 14-27 septembrie cu prezență fizică sau vom avea parte de online? Adică
Până la urmă, trebuie să ne gândim și la situația asta. Este un argument în plus pentru cuvântul pe care l-am folosit și credeți-mă că nu este exagerat acea bâlbâială guvernamentală legată de deschiderea școlilor. Practic și astăzi, la 7, e mai o săptămână până la deschiderea școlilor, încă se mai discută despre cum se vor deschide școlile, despre dacă se vor deschide școlile. Este foarte târziu. Lucrurile astea nu se pot rezolva de pe zi pe alta. Atunci când impui niște măsuri, ele au nevoie de niște resurse și pentru că suntem un sistem public, au nevoie de o procedură de achiziție care de multe ori durează. Lucrurile astea trebuiau stabilite de mai mult timp. Revenind la întrebarea pe care mi-ați adresat-o, eu cred, așa cum eu personal am discutat și cred că am sunat eu personal cam 3/4 dintre directorii de școli din Piatra Neamț și o să-i sun... De asta v-am și întrebat, că ați discutat cu ei și fiecare probabil are... No, se conturează următoarea variantă, dar vedeți că încă trebuie să mai așteptăm azi de pe la DSP, nu știu ce să mai apar. Se conturează la Piatra Neamț următoarea variantă. Începerea școlilor într-o variantă hibridă, adică o parte dintre elevi cu prezență fizică la școală, o parte dintre elevi învățământ online acasă, cu rotirea lor la o săptămână, cu următoarele precizări. Acolo unde spațiile permit, elevii din ciclu primar să fie prezenți toți la școală, pentru că sunt mai mici și e bine să fie acolo, altfel percep cursurile. Totodată, elevii din clasele terminale, pentru că au examen anul viitor, ori de capacitate, ori de bacalaureat, se încearcă să fie aduși fizic la școală cu toții. Suntem într-un contact permanent cu unitățile școlare. Eu vreau să le mulțumesc directorilor de școli și cadrelor didactice, pentru că sunt extrem de implicate în această perioadă. Cei din Piatra Neamț, mă refer, nu știu cum este în rest, dar îi văd extrem, extrem de implicați. Mă sună, vin la primărie, ne consultăm, vedem ce soluții găsim, că au nevoie de suplimentare de spații uneori. Îi văd extrem, extrem de implicați, mă bucură lucrul acesta și vreau să le mulțumesc pentru acest aspect și vreau totodată să aibă garanția că vor avea în mine și în primăria Piatra Neamț un aliat pentru a face ca lucrurile să funcționeze bine începând cu 14 septembrie. Domnul Sauciuc, bănuiesc că salubritatea este în focuri în perioada asta, cel puțin pe partea de dezinfecție. Da, noi chiar căutăm o soluție, pentru că gândiți-vă că multe secții de vot sunt în școli, iar duminică fiind votul pe 28, copiii ar trebui să se ducă la școală. Normal ar trebui să, după ora 12 noaptea, să intervenim măcar în sălile unde... Foarte greu, pentru că comisiile încă lucrează. Când se termină, cel puțin trebuie neapărat dimineața, la prima oră trebuie făcut dezinfecția, pentru a nu putem risca nimic vis-a-vis de... Nu cred că se va face școală luni, adică este... Asta ar fi o soluție foarte bună. Este aberant, adică n-ai cum. N-ai cum, că acum sunt școli în care s-au dat dispoziții să scoată dulapurile din clasă. Ca să facă mai mult loc. Și scoți dulapurile într-o școală cu 60 de clase, scopi 60 de dulapuri și unde le pui? Da, e un pic complicat, dar eu sunt încrezător că vom reuși să găsim cele mai bune soluții. Multe mesaje, domnul primar. Felicitări, sunt echipă, etc. Sunteți din nou întrebat de ce candidați, ați repetat, ați lămurit asta de mai multe ori. O întrebare care mie mi se pare chiar interesantă. De ce credeți că ați fost iertat de foștii dumneavoastră colegi de la PNL în momentul acesta, nefăcându-vă, cum se cheamă, reclamație că ați candidați de pe lista unui alt partid? Nu știu dacă am fost iertat. Eu că chiar... am văzut că încă nu s-a dat nimica, știți, pe modelul negoiță. Pe... Da, nu, dar legea permite cu o perioadă de timp înainte de alegeri să candidezi din partidul din care deci... dorești. Eu nu vreau să mai explic, toată lumea înțeles. Deci eu am spus că s-a explicat. Eu le doresc tuturor succes, inclusiv colegilor de la PNL. I-am văzut că uneori mă critică, este problema lor, dar nu poți să mă lauzi acum o lună și la două săptămâni să mă critici pentru că nu mai sunt candidat în acel partid. Dar pe 27 septembrie
electoratul din Piatra Neamț, care este un electorat inteligent, care știe să voteze și primarul și partidele politice la Consiliul Local, va demonstra cine a avut dreptate, cine este de bună credință și cine nu. Ce anume sperați ca target electoral? Vrem, evident, să... Bine, în afară de faptul că doriți să câștigați primăria. Da, vrem să ne menținem această funcție de primar la Piatra Neamț, de această dată de pe Partidul Mișcarea Populară, și vrem un număr cât mai mare de consilieri locali la Piatra Neamț, care să decidă soarta orașului și să aprobe proiectele pe care le avem. Totodată vrem un număr cât mai mare de consilieri la Consiliul Județean, pentru a fi o voce și o forță acolo să putem interveni pe aceste servicii publice de care spuneam, care țin de Consiliul Județean și afectează Pietrenii. Și vrem și în localitățile din Județul Neamț un număr cât mai mare de primari, respectiv majorități în consiliile locale, care să facă ca Partidul Mișcarea Populară să se implice în fiecare comunitate în parte. Domnul Saucioc, dumneavoastră ce vă doriți? Eu îmi doresc să facem din orașul Piatra Neamț și din Județul Neamț, primul rând orașul Piatra Neamț, un oraș turistic, un oraș în care lumea să vină cu plăcere. Îmi doresc ca Județul Neamț să fie un județ în care toată lumea să fie căutate pensiunile din Județul Neamț, unde te duci, să aud oameni din București, din alte părți că vin la noi. Cu siguranță, din punctul meu de vedere, Partidul Mișcarea Populară o să aibă consilieri necesari pentru a face lucrurile care trebuie să în acest oraș. Și la nivel de județ vom conta după 27 septembrie. Eu vă doresc succes. Mulțumesc, și frumos. Să ne vedem cu bine și în alte emisiuni. Ce să spun, oferta Partidului Mișcarea Populară poate fi văzută și pe grupurile dumneavoastră de Facebook, a fost dezbătută și în alte emisiuni și aici. Rămâne ca pietrenii să aleagă între o ofertă sau alta. Cele bune, numai bine, la revedere! La revedere, mulțumim frumos!